polițai în uniformă, cu telefoane și cu tot felul de scule, dar fără centuri. Am mers fără centuri. Cred nemuritori. Sau că legea nu-i pentru ei. Poliția locală, sector 2. Amândoi fără centuri. Centurile sunt obligatorii pentru toți, inclusiv pentru polițiști. Mi-am întrerupt eu mâncarea ca să documentez un abuz polițienesc. Ce îți ceri de la alți șoferi dacă ăștia cu uniforme, cu buloane, cu pistoale? Centurile, centurile amândoi! HBU! Se întâmplă lângă piața Obor, fix în spatele primăriei, sector 2. Sper că-i vede domnul primar. N-au girofarul pornit, deci nu sunt misiune. Ilegaliști. Cinci, șase, cinci, trei, doi. Vă ajutăm cu ceva, vă rog? Nu, mă mir că nu purtați centuri, vă credeți nemuritori? Toată lumea e obligată să poarte centură. Și șoferul, și pasagerul. Legile sunt obligatorii pentru toți. În caz de accident, o să vreți să vă plătească Ministerul de Interne concediu medical. Și dacă dați ortul popii, rudele o să vrea ajutor la mormântare, tot din bani publici. Dar dacă purtați centuri, poate n-ați fi pățit nimic. Că de asta s-a inventat regula centurii. Ca să rămânem în viață în caz de accident, grav sau ușor. Legile gravitației și legile de circulație sunt obligatorii pentru toți. Vă credeți deasupra legii? Cam toți polițiștii și jandarmii și pompierii așa merg, sfidând legea. Și ei trebuie să impună respectarea legii pentru alți șoferi. Cum vrei să poarte alți șoferi centura dacă ăstora nu le pasă? Dacă ăștia dau un exemplu prost. Uite, nici nu semnalizează decât după ce a virat. Așa trebuie să facă toți, cum fac polițaii, nu? Să ne zică ministrul plagiator, Bode. Așa trebuie să facă toți, cum fac polițaii, nu?